Bună seara! Bine ați venit la atelierul numărul 48 și astăzi vom discuta despre casa a treia, simbolistică și semnificație în harta natală. Până acum tot am mai făcut case, am făcut casa a patra, casa a opta, casa a 12 și acum am zis să discutăm de această casa a treia, care pentru mine e destul de interesantă. Se pare o casă pe care o folosim destul de mult în viața de zi cu zi. Încă din, să zicem, fragedă pruncie, da? În momentul în care apărem în această viață, începem să o folosim foarte, foarte mult. Și cred că joacă un rol important în multe din, să zicem, lucrurile pe care le facem în această viață. Și astăzi o să abordăm. Și la casa a treia am sumarizat câteva teme principale care le abordăm, cam ce semnifică casa a treia și cum putem privi perspectivele. Să vorbim de sistemul audio-video, casa a treia ca sistem audio-video personal, să vedem ce înseamnă acest lucru. Pe urmă vorbim de capacitatea de a asimila informații, precum și procesul de învățare, asta e o altă dimensiune a casei a treia. Relația cu mediul înconjurător apropiat, cum gestionăm toate contactele din jurul nostru, cum percepem acest mediu înconjurător. Pe urmă, mai în casa a treia mai avem incluse relația cu frații, surorile. Vom discuta și călătoriile scurte și frecvente, ce înseamnă călătorii scurte și frecvente. Pentru că acum s-au cam încurcat lucrurile. Înainte era foarte simplu, casa nu erau călătorii în străinătate și casa a treia călătorile locale. Iar acum s-au schimbat lucrurile și nu mai cumva casa a treia nu mai funcționează, nu funcționează nici atunci, dar nu mai funcționează pe ideea de distanță, ci mai mult de frecvență. De asemenea, vom discuta și de partea de comunicare în scris, de exprimarea ideilor. Și mai sunt câteva alte subteme pe care le vom aborda în acest atelier. Derivat de aici, casa a treia are legătură cu asimilarea informațiilor, procesul de învățare. Deci procesul de învățare pentru noi începe în casa a treia. Da? Cum spuneam, e un fel de repetiție, dar merge mai particular, este modul în care noi învățăm. Da? Și de asemenea și capacitatea de a pune întrebări punctuale vis-a-vis de ceea ce înveți, pentru că procesul de învățare nu este ceva în care cineva îți spune și tu doar asculți și stai. Nu, este procesul de învățare este de a pune întrebări, de a-ți valida anumite lucruri. Deci indică și capacitatea asta de a pune acele întrebări. De asemenea, și indică și partea de curiozitate de a învăța lucruri noi. Și cuspida e foarte importantă, pentru că ne arată modul în care asimilăm informația. Da? Și care sunt condițiile optime pentru a învăța. E foarte, foarte, să zicem, simplu de evaluat aici. Da? Modul în care asimilezi informația. Da? Cineva care are cuspida 3 într-un semn, în semnul berbecule, de exemplu, nu are răbdare foarte mare în a sta, în a citi acolo, în a linge cărți. La el totul este acum, pac, are o informație, trebuie să facă ceva cu ea. E pe efort scurt și concentrat. Da? Este o perioadă foarte concentrat, face ceva, dar turma trebuie să se schimbe, să plictisește. Da? Asta e energia berbecului și are nevoie de provocare. Da? Nu o chestie foarte, foarte boring. Informația trebuie asimilată și lui trebuie prezentată într-un mod în care să fie o chestie de competiție. Da? Într-un mod competitiv, așa învață. Dacă este în competiție cu alții, dacă trebuie să câștige ceva. Pentru că asta este berbecul. Cu spida 3 în taur, cum asimilezi informația? Păi, în primul rând, trebuie să te simți confortabil. Da? Foarte leneș la învățat, cei cu spida 3 în taur, dacă nu au o motivație și nu au ceva de câștigat, nu învață, nu citesc. Da? Îmi zicea în casa 3 asimilarea informațiilor, e curiozitatea. Da? Este și dorința de a învăța, de a asimila, nu doar capacitatea. Și taurul, dacă nu are această motivație, deci cu spida 3 în taur, nu învață și e, cum zic, are nevoie să se motiveze, are nevoie să fie confortabil, da? Deci nu poate să stea
în genunchi să învețe. Trebuie să fie un scaun bun, moale, confortabil, mațul să fie plin și pe urmă ne apucăm de treabă. Și haideți să luăm câteva exemple. Agatha Christie, una dintre cele mai prolifice scriitoare. Și haideți să vedem casa a treia la ea cum e. Ce avem? Casa a treia în 19 grade balanță, cu un mercur apropiat, Mercur-Uranus. Vedem că Mercur-Uranus încadrează casa a treia, ceea ce e un indicator foarte puternic pe partea asta de scris, da? Curiozitate, mercur, inteligență, capacitatea de a vedea lucrurile diferit, de a interpreta lucrurile diferit. Da? Deci vedem că fix pe această linie a casei treia foarte multă energie și foarte multe, o combinație foarte, foarte bună. Da? De tot timpul subiecte, noi teme, noi originalitate, că asta a avut Agatha Christie. Da? Energia balanței, asta înseamnă chestia de echilibrare, armonie și vedem că în romanele Agatha Christie există foarte mult partea de dialog, de relaționare. Sunt oameni care interacționează unul cu altul. Despre asta a scris. N-a scris Sadoveanu descriind nu știu ce munte sau nu știu ce vlahuțe, nu știu ce cărări. Da? Este o... Tot ce scria ea se bazează foarte mult pe dialog, pe ce își fac oamenii între ei. Da? Vedeți cum energia balanței se manifestă. Da? Noi nu știm cum discuta ea, cum dialoga, nu intrăm, dar încercăm să vedem cum e influențat cumva opera. Da? Și faptul că a devenit una din cele mai prolifice scriitoare, da? Și cele mai de succes. Și vedem acest Mercur care dă partea asta de originalitate, Mercur-Uranus. Practic, cuspida 3 cam vine pe punctul median între Mercur și Uranus. Deci captează din plin, aproximativ din plin, acea energie, acea originalitate pe care avea. Și de asta a avut și ușurința de a scrie, de a comunica. Pe urmă, guvernatorul casei 3, Venus, guvernatoarea, este în Scorpion. Da? Despre ce? Crime, omoruri, da? Unde, ce o interesează de ea? Da? De unde comunică? Da? Ce vede ea în jurul ei? Crime, omoruri, tot felul de astfel de situații, unde tot în casa a treia, da? Deci aici, chiar dacă e sistem de casă închisă, casa respectivă, ea amplifică nevoia asta de a exprima. Deci tot ceea ce vedea, tot ceea ce gândea, nevoia asta de a exprima. Dar acest guvernator de casa a treia în Scorpion spune foarte clar această chestie de zonă de interes, de atracție. Mai ales că această Venus este într-un sextil cu Saturn, durabilitate, rezistență, Saturn din casa întâi. Da? Deci cumva o ușurință de a se conecta, de a scrie, o ușurință de a... cumva ca și cum corpul ei fizic avea o ușurință în a scrie, în a se concentra, în a face această chestie. Și durabilitate și rezistență. Deci cât a scris și durata operei, câte cărți a scris și în timp cât s-a întins. Nu? Pe urmă, ce mai avem? Venus, guvernatoarea, este în conjunct cu Pluto și în conjunct cu Neptun. Ceea ce, ca și cum e partea de picanterii la chestia asta de scris cu Pluto, Neptun, cu misterul, cu schimbarea bruscă a personajului, a scenei, nu știe, elementul surpriză, da? Această inconjuncție. Deci vedem cum toată această combinație de casa a treia creionează foarte bine stilul de scriitoare și natura a ceea ce a scris. A, că nu a scris poezii, nu a scris despre alte lucruri. Deci vedem cum lucrurile funcționează foarte, foarte bine aici.